Salut și bine ați venit la un nou episod de League of Legends. Suntem aici cu Guanga, Kha'Zix, în sfârșit. O jucăm cu Dark Harvest, vreau pur și simplu să merg full AD, vreau să văd niște one-shot-uri și chestii frumoase pe dragul nostru, Ori. Hai să facem și asta, nu mai contează. Mai ales că Kha'Zix are foarte mult damage, se merită. Dă smite-ul până ajung la... S-aș putea să merg la el, să împotriva lui Kane. Probabil și el a început cu raid-ul. Deci nu prea are, nu cred că are rost să merg până acolo. Deci Chilerino, facem lupii. După aia mergem la raid. Îmi place așa de mult să joc cu Guanga asta, mă. Cred că gen Guanga și Udyr mi se par cei mai fain pentru mine. Îmi place playstyle-ul ăsta, îmi place că e și mobil și am și damage cu... Oh, fac acolo, frumos acolo, Katarina main. Suntem aici cu abonații ca de obicei. Hai să dăm o poțiune aici pentru că nu am smite-ul. Nu cred că vine să-mi facă invade, sper. Dar am runele alea care, după cum vedeți, îmi dă un pic de viață mereu când atac, când dau damage. Și asta e foarte, foarte bine. Am făcut și level 3 aici. Probabil ăsta e pe aici, pe undeva să dăm. Mai dăm o poțiune. Facem repede asta. Dacă apare, îi dau smite. Dar nici nu trebuie, frate, am full viață deja. Dați-mi la sol, am văzut acolo. Bate cu el. N-am vrut să-l fur acolo, am văzut că... Oh, shit. No. Boom. Frumos. Foarte, foarte frumos. Vreau și aici un pic de farmcică. Dacă uite cât gold îmi dă, 11 gold mi-a dat acum că a plecat el. Dacă playerul e pe lane și eu încerc să fur farm, îmi dă 4 gold sau ceva de genul. Deci nici atât de bine să fur farmul dacă coechipierul tău este pe lane. Oh, acolo geez, mamă ce combo i-a dat la Katarina. Rip pe Rony. Dar o să mergem noi și să facem gank. Mai repede să fac crab-ul ăsta și apoi mergem probabil pe mid. Nu cred că dacă aș merge direct la el aș reuși să-l omor, pentru că o să fugă fix înainte. Ia cum și ziceam. Așa facem mult mai multe stack-uri. Mai ales curând o să înceapă pre-sezonul și probabil... Nu m-am gândit situl asta dacă o să joc rank, dar... Dar o să vedem. Hai trash un hook. Nice. Nu ajung. Nice. Boom, let's go, boy! Și ca să mă omoare, mă încerca să mă omoare acolo, nu, n-a reușit deloc, dar avem acum 1300 de gold. Minutul 5. Foarte, foarte bine, putem, mai bine, mi-au și cooldown-ul ăsta. Foarte, foarte OP acum, vedem. Oare să... Hai să luăm și... Iau și un ward aici pentru un norocos, probabil o să-l pun undeva pe mid. Dar văd acolo că... Aici a boss, Shobo boss, cam pierde, deci o să hai să mergem la el, sau să merg să fac, hai mai bine, fac totul și apoi mă duc la el. Nu a bine, până atunci o face și el 6 și o să poată să-i dea loc. La Yasuo să nu fugă. Și atunci îl putem omorâ 100%. E mult mai bine. Nu a bine, așa îmi fac și eu toate buff-urile, facem totul. Totul Gucci.
Boom. Mai ales am făcut live pe Twitch și e super distractiv pentru că am pus un din ăla pe chat în care poți să dai cu anii slot și știi cum îți la aparate că îți dă cu anii 3 chicaturi, 3 mere, 3 pere și chestii de genul. Știi, trebuie să-ți pice 3 să primești puncte, deci să primești bani, dar pe chat primești gen puncte și mi se pare super, super distractiv. Dar am văzut că gen nu prea multă lume vine pentru că nu mulți știu de Twitch. Am văzut că erau câțiva abonați care și-au făcut cont pur și simplu special pentru mine, pentru că nici ei nu au fost pe Twitch, dar și-au făcut cont pentru că am făcut o live și apreciez foarte, foarte, foarte mult. Și probabil o să fac live și azi după ce o să postez acest match. Poți să intri pe Twitch să vezi dacă sunt live, probabil o să fiu, pentru că o să joc niște Call of Duty și după aceea o să jucăm iar LOL. După cum vedeți, eu mereu joc cu abonați, suntem 5 primates, mereu joc cu... Am dat ad la câțiva de pe Twitch, pentru că am zis, hai să răsplătim câțiva abonați care pur și simplu mă susțin în toate chestiile mari. S-au uitat și la Call of Duty acolo, o super fain live. Chiar dacă nu e super multă lume, nu mereu e super distractiv când e multă lume. Mai ales că nu fac live pentru bani sau ceva de genul, pur și simplu mai doar pentru distracție cu prietenii și toate astea. Doar când e mai multă lume, e mai distractiv, doar asta e gen. Nu. Bău. Chris, dar adevărat. Oh, nu, Yasuo main a câștigat lupta. Oh, what the fuck, Yasuo stă acolo. Mă gândeam că Yasuo se ducă back. Nu știu dacă ăsta și-a făcut aici blue-ul. Ok, blue-ul are făcut și căcatul ăsta. Hai să mergem la Yasuo, 1v1 Yasuo. El are un level peste mine, dar eu cred că îl putem bate. Văd că acum o să-și dea, a scăpat. Cam trist, dar adevărat, cât fă. Se pare că avea ward acolo. Nice, faci frate. Nu cred că și-a dat back. N-am au reușit să-și dea back. Deep. N-am nimic, mai cel din campuri pe aici. Văd că Jayce a dispărut. Se pare că se duce problem. Dar o să mai ciori din chestii de pe aici, ce dracu. Ca un român adevărat. Bău. Fuck. Nici nu iau restul, iau doar asta atât. Hai, de mai... Cred că gen EU mi se pare mult mai OP. Nu. Nu ca și cum poți să faci ceva, frate. Auză la bro. Nu e și un bro aici când te-ai de abonații mei. Boom. Perfect, hai să mergem să dăm. A făcut crabul aici oare? Probabil a făcut. Pune un ward acolo. Nu am foarte... Oh, uite-l pe Kane. Stai, chill în morții, mă. Fucking useless, o dragă. Stai, zic că pur și simplu i-am nenorocit viața. Și el crede că poate să se pună cu mine. El nu știe că pur și simplu îți dau one shot la toată echipa lui. El nu știe asta. El nu știe ce face un Kha'Zix. Kha'Zix main. Dar hai să mergem ceva super special. O să merg direct merg Stormraiser. Nici nu mai contează, nu ne pasă de nimeni de nimic. Mai are full damage. Vreau pur și simplu să văd cât. Vreau să dau 1000 cu Q-ul ăsta, frate. 1000 vreau să dau cu el. Vreau să dau un one shot cu Q-ul ăsta. Oh my god, îmi fură ward-ul. Jeez. Incredibil, mă. Hai să aranjăm aici pe oamenii ăștia.
Așa. E bine că a luat acolo tureta. Am putea să facem și dragonul. Dați pe ăsta. Nu cred că poate să... Cât are să mai dăm? 600. Oh my god. Cum ziceam, genial. Genial. Mă, dar ce mult a dat și Kai'Sa. Cu blueul ăla. Ripper unii. Îl dezmontăm acum, îl dezmontăm. Au pus și acel pupic, după cum ați văzut. Hai să vedem ce pupic îi dăm noi imediat. Normal că fuge, că e un pusiul el. Easy! Next! Furmie dragonul morți, mă! Îi dezmontăm. O să scriu aici, surrender. Hai să dai surrender, fraiere. Altfel tot rupem în tine. Kai'Sa câștigă acolo singură. Perfect, Kai'Sa. Până la camilă. Toate primelele astea au numele la fel, în pula mea. L-a omorât pe Jace Trash. Și se lăuda că o fura și el. Mai ales nici măcar nu era infernal, dragul. Dacă era infernal, atunci am băgat un puțin unghia în gât. Oh my god, ajuns în spatele lui. Atunci ar fi fost ceva mai trist. Dar așa, what the fuck, am dat un script. Juice report boldly. De ce, mă, că sunt a... Ah, mică, na. What the fuck, iau jeans și... Rip. Ar trebui să merg să luăm o creasă. Hai să merg. Acum vin. Da, m-a apucat să dea acolo. Da, ripera unii, mă. Frumos, mai facem stack-uri, frate. Stack-uri peste stack-uri. Cine vine aici? Curva, dracu, mă gândeam că vine pe tău. Ui cum fug toți, frate. Ulei. Toți fug, mă. Fug, toți fug de gongă. Toți fug de gongă. Toți nică gonga ne norocește pe toți. Hai să merem pack. Nu a bine mi-au și-o Storm Razor. Nici măcar nu aveam Storm Razor. Probabil aș fi dat one shot acolo aia sau dacă l-aș fi avut din prima. Dar n-a fost să fie. Dar o să ne luăm aici. Hai să-mi iau... Hai să luăm două din ăsta, să luăm două săbi cu noi. Nu-i amuzant că-ți cumpere atâta săbi, dar tot dai gen cu ghearele. Capă. Aș vrea să încerc alt joc. Sau să mă joc pur și simplu alt joc, dar nu prea știu ce joc să mă joc. Dacă știți un joc care e online și e fain, puteți să-l recomandați sau scrieți ce joc vă mai jucați voi în afară de LOL. Poate o să-l încerc și o să fac câteva episoade cu el pe canal. Nu contează ce joc e. În afară de Minecraft sau Roblox, frate, că... Calculatorul meu nu poate să duc așa ceva. Dar acolo pe bowling începe o fiesta!
Oh my god, a fost de atât de trist pe gura mătii de curvă puțită. Da, vezi să nu mă ajungi. Oh. Suck my dick! Ta 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 ta! What the fuck, ce-a fost aia, fă? Mă crezi că-ți dau one shot în tower-ul tău? Let's go, boy! Hai, mai faci fițe, mai faci fițe aici, șmecheri! Dai zi-mi tower-ul ăsta pe top. Nu, echipa mea nu prea vrea să câștige, după cum vedeți. Iau, triple kill. Toată echipa mea moare. Nu stiu acolo, IGG, mă. Dar avem 10-0, nici n-am văzut că am 10-0. Boom. Frumos, o să merg repede să-mi dau repede back și să-mi cumpăr câteva iteme. Pentru că avem nevoie de această susținere. Să-mi iau itemul ăsta și apoi să-mi iau de viață. Am nevoie de un pic de viață. Cred că am nevoie de Black Cleaver. O să-mi iau Black Cleaver după asta pentru că am nevoie de cooldown-ul ăla. Am în vedere că e Kane. Kane iar dă... Se pare că e oricum s-a făcut căcatul ăsta care e, să zicem, tank. Dar... nu o să aibă nicio șansă împotriva mea. Nici Jayce. Dacă sunt 1v1 cu unul dintre ei, e gâgâ. E gâgâ, frate. Dar nu am smite-ul din nou. Adică atunci l-am avut, ui. Dar acum am damage. Acum avem damage. Ce? Fucking useless, sau ce ești? Wow! Let's go! What the fuck, ce m-a omorât? Ce m-a omorât? Ce m-a omorât? A avut raid-ul ăla? Nu a avut raid-ul. What? Easy game. Ce am să zică că fuck int, dar vezi dacă cineva îmi scrie în chat, gen, oh, useless, sau dacă pur și simplu face bm cum ar veni, știi, cum ar veni, face doar int, pur și simplu fac și eu înapoi. Pentru că așa trebuie. Neazul Jay s-a pus acolo pupic. Oh, furat. Acum pun și eu pupic. Trebuie să pun și eu un pupic aici. Easy game, easy life. Am zis că câțiva scriau, oh, Sprinter, de ce faci BM? Mamă, dar am cel mai mare farm. Dintre toți. Uite, asta mare cu un pic de farm. Dar nu-i nimic. Mamă, dar uitați-vă la echipa mea, fiecare se focusează pe altă persoană. De asta au pierdut ei acolo. De asta au pierdut acel teamfight, pentru că ai văzut Kai'Sa dă pe unul, Camille se duce pe altul. Fiecare pe unul, dar când am intrat de acolo în ei, pac, pac, săream. Dar nu era ward acolo, dacă era ward, probabil aș fi trăit, că nu am nimerit-o pe aia odată. Trebuia să dau un basic pe ea și nu a nimerit-o. Aia a fost gen greșeala mea. Și cred că aveam... Cred nici dacă aveam ward. Dar eram pur și simplu prea hype. Era hype prea mare. Ia zi-mi pe unde vin ăștia. Acum vine. Păi dacă sunt toți aici. Hai, vii. Mă gândeam că are chef să vină. Mă gândeam că are chef. Că îi rupeam oasele. Hai să mergem după Shanks. Nici măcar nu știe ce așteaptă. Hai, fugi. Au toți gura, mă, de curvă.
Are, oare are Bila acolo? Da, mă. Ah! Oh, Jesus Christ. Ah, dar de ce nu sword-uri pe aici, frate? De ce nu sword-uri? Nu am niciun ward, eu nu uit astea ward-urile mele. Ăsta-i ward-ul meu. Ăsta-i tot a meu? Repair-a unii, mă. N-are nimic. Noi suntem aici, ne distrăm. 14 kill-uri. Imediat mai multe kill-uri decât toată echipa lor, frate. Doar... mereu se întâmplă chestia asta. De câte ori, pur și simplu, ai avut un scor din ăsta super genial. A fost super fain tot match pentru tine. Și echipa ta s-au bătut cu ei. Ai văzut? Toți, erau toți bot-lane. Se futeau unul pe altul aici în cur. Și ghiște, mă duc aici după Jinx. Și a încă avea flash-ul. De ce Jinx avea flash-ul când pur și simplu toți au murit de la mine din echipă? De ce? Sau mereu au ultimata și toate astea. Pur și simplu a fost un team fight. Te aștept ca nimeni să nu mai aibă nimic, pentru că echipa ta a pierdut. Deci ăștia au dat totul pentru echipa ta, nu? Dar mereu ăștia au totul și echipa mea pur și simplu nu are nimica. E super, super trist, mi se pare mie. Hai să vedem ce să fac astea. Holy shit. Gugu, mă. Easy. Da, adevărat, ia zomei. Ia zomei. Mai ce nimic aia zomei? De ce plânge? E joc de echipă, nu? Trebuie să-i fac gang-uri. Și pusi ăsta, uite. Te-ai morții tăi. Stai numai în bază și sugi. Sugi bota. Dă-i un hook. Dă-i un hook. Fut-o-s gura, mătii. Mai ai ceva de zis? Nu ca și cum o să-mi dai damage pe aia. Sag mă dec. Nu mai am mana, frate. Crash acolo, aruncat. Oh, hai că crash eu făcut cel singur. Da, ori. Ieși acasă, mă, lasă-l pe trash în pace, mă. Lasă-l în pace, ce ți-a făcut el? El e doar un mic suport. Săraci ăștia, măi, anenologii. Stai jos că vine Jayce și plânge imediat. Leagă de chestii. Oh shit, au avut ulti. Au! Bagă de trash! GG! Hai să fugim! Mă iau pe aici, vreau să iau blue. Chiar că sunt destul de low. Oh, ce bine. Ui, câtă viață mi-a refăcut. Oh, cineva aici? S-au dat trash, s-au dat trash. Dar normal trebuie să merg în bază, sunt gen greedy. Dar asta e viața de Kha'Zix main. Oh, hai că... Hai să bag ultimata în asta, să văd cum se vede. Oh, ce mișto arată gândacul. Guanga. Ia uite guanga, mă. Sunt verde acum. Sunt mai verde. Mai bine zis. Hai să merem pe gam. 3000 de gold, frate. Boom. Luăm asta. Pot să iau tot ce vreau eu acum. Pot să iau orice. Ok, am 200 și de stack-uri. Dacă o să iau Trinity, când dau basic-ul, o să fie atât de mult damage. O să fie incredibil. Pentru că mereu după Q dai basic cu Kha'Zix. Se pune pasiva de la Dark Harvest
plus pasiva de la oh my gosh, de la Storm. Și de la Stormraiser și de la Trinity se pune. Doamne, uite cât damage. Ăsta e surrender sau încă nu? De ce țin ăștia match atât de mult, frate? Mă fac pe mine să stau 20 de ore pe YouTube, că nu pot să-l postez, că durează 20 de ore. Trebuie să dea surrender 15 minute și era crazy. Vreau să văd dacă... Nu știu dacă au ward pe aici, vreau să dau ultima ta să mă duc direct la 1. Și-a dat... Și-a dat ultima... Ultima ta pe acolo, ăla. Ok. Face the win. Ia-ți oameni chill. Să dăm cu tine de pereți. Ia uite la oh my god, mă pun să mă bum, 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 easy game. Aaaa, stai să nu mă nimerească. O, ce era să mă nimerească Jinx acolo cu ultimata. Huu, mi-a stat inima puțin în loc, dar nimic. Oh, ce mă nimerită aia. Aaaa! Nu prea am ce să fac, frate, nu am viață și n-am din ce să-mi încarc viața. Merg aici la lupii ăștia și iau. Hai să luăm un pic de viață de aici. Hai să vedem. 11 secunde vine ultima ta. Dar apare și Azor main. Hai să mai luăm 6 de aici. Da, am putea să facem baronul super easy. Dar e mult mai distractiv să faci kill-uri decât baronul, frate. Hai să vedem cine va veni. Cine va veni în acest mic bușuleț? Nimeni? What? Așa e, și eu. Oh, bravo. Ui, toți după mine în pula mea. O, stai că am pus un ward aici și era deja. Nu mai vine nimeni? What? Dar nu prind eu pe chainul ăsta și îl violez psihic. Dar uite cum stau toți. Uite cum stau toți după mine, pentru că nu pot, nu trebuie. Dacă vin toți odată, atunci mă pot omorâ. Dacă nu, dacă vine doar unul, îl nenorocesc. Hai, veniți! Bău. Am bani de Trinity? Încă nu. Nu avem bani de Trinity încă. Este o zi grea pentru noi. Suntem săraci. Nici măcar nu pot să ajung la mine, mă, ca e. O, e pe acolo. Rip pe Ronimo. Ai zis că asta o dus în spate, știa că dacă mă întorc la ea, o pocnesc. O pocnesc așa de tare de unde nu rocesc. Nu ajung odată la ea, holy shit. Nu mai am mana. Nu avem mana, boys, cu termin. Oh, credeam că vii. Credeam că vii! Dau back, am bani de Trinity. Vreau să fac cu Mereș cu Trinity, dar nu cred că mai apuc pentru că o să dea minioni în Nexus-ul. Dai să luăm asta și damage. Și acum a sărit spre victorie. Oh my god, poate fac și un penta. Poate fac și un penta, am 320 de stack-uri. Full build.
448 attack damage. Totul pare super, super OP. Uitați cum mai multe stack-uri. Dar Jay, dacă îi dau o paletă la Jayce, dacă îi dau una, plânge, plânge. Vezi, cred că avea ward aici. What the fuck, de unde s-au dus toți? Oh, fucking fucked up. Ah! Nu aproape. Kane, gen tank de asta da de mult damage. E nesimțit. E nesimțit. De asta o-i pus cu gen. Aia zi-o menzină. Gigi, mă. Hai că vine Jinx. Capă. Ia de aici, pă. Holy shit, omorât-o în bază, Gigi, mă. Ai zis că am sărit? Hai să dă mec, că ține mecul ăsta prea mult, mă, ține prea mult. Acolo Alexandra își dădea click pe Guardian Angel, dar dacă dai... Dacă te omoară pur și simplu fântâna, nu se pune Guardian Angel-ul. Știi că parcă înainte se punea, dar acum nu se mai pune pentru că pur și simplu îl consum degeaba. Dar frumos acolo, S plus pe Kha'Zix. Hai să dăm aici la damage-ul nostru. Boom! 53.000. Acolo Katarina a dat destul de mult. Am în vedere că e Katarina și o juca și versus Jayce, care e pur și simplu, într-un fel e counter pentru că o împinge. Da, ok. Avem aici runele pe care le-am folosit. Am jucat cu Taste of Blood și cu ăsta la pentru că îți dă foarte mult heal. Fii atent cât heal. 1600 heal și uite aici 11.000 heal. 11.000 heal am dat. Plus 5.000 damage cu Dark Harvest. Normal că poți să faci mai mult. Dacă match-ul ține mai mult, tu faci mai multe stack-uri și dai mai mult damage. Dar oricum match-ul ăsta a fost super, super fain. Dacă ți-a plăcut, apasă button de like și ne vedem data viitoare. Mai ales, nu uitați, probabil o să fac live. Deci... intră pe Twitch.tv/Spinter și probabil o să jucăm niște meciuri împreună, deci te aștept acolo. Salut!